Doamna, se numără boboci, oameni buni, dar și serialele pro. Vlad revine în forță din 9 septembrie cu un nou sezon. Actorii au filmat toată vara și sunt gata să vă aducă o porție dublă de acțiune și suspans. Simpatica, prietena emisiunii noastre, Diana Sar, este acum aici să ne spună mai multe. Așa că să sărim, să o luăm în brațe! În vacanța asta am slăbit 2. 2 kg. De când filmăm la Vlad, 7. 7 kg. E solicitant. Da. Și începe sezonul 2. Începe imediat, imediat. Mai e puțin? Foarte puțin. Au mai 10 rămas? 10 zile. 10 zile. Te-am văzut și pe Instagram când le spuneam oamenilor. Au mai exact. Rămas doar 10 zile. 10 zile. Te rog frumos, zile. Să luăm un loc aici. În rest, ce ai mai făcut, Diana? Haideți să povestim puțin despre vara asta. Pe unde ai mai fost? Ce s-a mai întâmplat? Vara asta am filmat mai mult pentru Vlad, am fost la filmări pentru Vlad, am mai filmat încă, pentru încă 2 filme. Deci n-ai fost în vacanță? Am fost la Antol, dar nu e chiar vacanță de relaxare, că e vacanță de festival și programul de somn s-a dus. S-a dus, deci n-ai fost să te odihnești, ai fost să te distrezi. Da. În rest cu dragostea? Sunt fanii, curioși. Fanii, sunt curioși. Da. Cu dragostea stau cam exact cum ai lăsat ultima dată. Când pe ultima dată te-am lăsat, te pupai cu Seredinski. Nu mă pupam. Unde mă pupam? Cum am văzut eu și pe vlog la el și la clip și la asta. Hai mă, Diana! La clip? Păi asta era pentru clip. Băi, Ciucă, ia vino-mă încoace. Vino încoace, că mi-a venit ideea acum pe loc. Diana Sari, actriță. Să facem pe aia cu pupatul? Da. Diana Sari, actriță. Fii atentă. Bă, fii atent. Eu, tu ești, mie îmi place că tu ești super actriță. Mamă! Începe sezonul 2 din Vlad. Și o actriță întotdeauna când are un rol nu se dă în spate, da? Ciucă este burlac cu emisiunii noastre. Încă burlac? Încă burlac. Încă burlac. Să știi că i-am făcut de scânteci, au început să se mai dezlege lucrurile, a început să-i meargă din ce în ce mai bine, adică mai vine răvășit după noapte, dar nu ne zice nimic. Oricum așteptăm și telespectatoarele singure să vină la poarta televiziunii ProTV, Pache Protopopescu 105, vă scrieți pe listă pentru Ciucă, o să facă un casting, credeți-mă, așteptăm toate doamnele. Doamne și dumneavoastră din public, dacă simțiți nevoia, vă înscrieți și... Avem o doamnă în public acolo, perfect. Și întotdeauna ziceam, cum ar fi o actriță să fie acum un rol, de exemplu, casting pentru cel mai mare film al vieții tale, rolul vieții tale. Și castingul e să-l săruți pe Ciucă. Așa, și asta acum îl săruți? Nu, fii atent, prima dată să-l seduci. Să-l seduc. Și apoi să-l săruți. El vezi că e mai timid, dar mai avut o dată ocazia să mă săruți fără să mă seduci. Nu, păi, băi. Stai, de asta ești singur, mă. Ascultăm ce zice regizorul. Bine. De asta ești singur. Deci prima dată trebuie să existe, cum să spun așa, o comunicare din priviri între voi, da? Da. În care îl seduci și apoi totul se lasă cu un sărut. Este primul nostru sărut? E important asta în film, a? Eu întreb, când am un rol, întreb dacă e primul sărut, ar fi un pic diferit față de dacă suntem împreună și avem o relație deja. Ciucă? Eu aș vrea să avem o relație. Stai, iubit, cum e mai bine, mă, să mergem pe primul sărut sau primul? Primul sărut, nu? Primul. Mergem pe primul. Deci primul. Deci ești actriță, v-ați întâlnit, pac, la un restaurant. Bă, fii atent, ai văzut cum a întrebat. Lasă regizorul și a pus o întrebare foarte bună. E primul sărut sau a mai fost ea? Hai că mă uit și eu, e ca la Vlad, mă uit din culise, uite-te aici. Eu ce trebuie să fac? Nu să vreau să fiu regizor la viața mea. Nu, nimic nu trebuie să fac. Trebuie să ai stăuți așa. Așa și trebuie să fim natural. Natural. Adică nu te gândești. Să văd, doamna producător, lăsați-mă să mă bat. Să am așa o clachetă. Bate. Și? Mă? Trebuie să zici, mă, și tu ceva, să faci ceva, tu ești... Păi ești statuie. Păi o lasă-mă să ducă. Fac pe interesantul. De la început? Nu! Lasă-mă pe ea, bă, eu sunt regizor! Mie îmi place, deci doar pe mine mă ascultă, nu te lua după ăștia, sunt ajutorii mei. Bine. Ajutoarele mele. Da. Te rog, poți să pun și eu mâna pe ea? Pe actriță? Tu șterge-te un pic, ai transpirat. Te-au trecut apele pe frunte tot. L-au trecut apele, credeți-mă. Hai că mi se ia machiajul. Haide să vedem. Deci, mamă, ce... Ți-a plăcut seara asta? Cum? Ce? E cu vorbe. E film cu vorbe. M-a simțit foarte bine. Ești extraordinară! Yeah! Bă, Luciana, are o problemă! Ați văzut, oameni buni, n-are nicio problemă! N-are! Bravo, să fac acum castingul! Eu zic, bă, chiar să mergeți, sărutat? Să mergeți! Da, dă-te pe bune. Colo! Stai că mi-ai rupt tricoul! Bravo, tricou! Bravo! Ce, nu s-a filmat? Castingul a fost?
Așa, odată, o șansă ai la casting. O șansă ai. Nu s-a filmat, dar lasă că mai facem în sezonul 2. Eu mai stau. Mai stau 3. Ciucă, dar de ce te-ai rușit? Nu mă așteptam. Nu? Ai fost păi ne asumăm. Serios, nu mă așteptam. Ce înseamnă să fii actriță? Ne asumăm. Stai liniștit, că oricum te uită până terminăm emisiunea. Așa mă cred. Păi nu așa e la actrițe? Știi că suntem vecini? Suntem vecini, da. Suntem vecini. Ai prins glas, Ciucă? Nu, că i-am zis și în culise. I-ai zis și în culise? Da. Foarte bine. Bă, Diana, ești... Eu mai stau sau plec? Să... Tu du-te și uite-te la înregistrare. Să savurez momentul. Du-te, alcă. Mulțumesc. Ai prins-o pe asta pozat sau mai fac o dată? Bravo, mă. Bravo. Bă, ești foarte tare, jur. Asta înseamnă, tată, să fie actriță. Da. Ai intrat în rol și mi-a plăcut cum ai intrat așa, adică m-am uitat la tine când ai început să vorbești cu Ciucă, te-ai și transformat, știi? Imediat. Jur. Aș vrea să aibă și Roxana mai mult tupeu, așa. Eu mă gândesc că cine va fi iubitul tău în realitate, poate să fie o victimă sigură. Pentru victimă? Că nu știi, păi da, pentru dacă că, mă domine el. Pentru că tu faci așa, pac, pac și nu știi, știi? Adică dacă e rol, dacă e realitate, dacă e... În viață nu joc. În viață nu. Nu, în viață nu joc. Am mult de jucat, din fericire, merge foarte bine, așa că nu joc. Sezonul 2 din Vlad și în același timp alte proiecte. Da, și alte proiecte. Dar sezonul 2 din Vlad mai are foarte, foarte puțin până 10 începe. Zile și se lansează. Care au fost provocările pentru sezonul 2 la filmări? Mai am, urmează provocarea. Da? Am două provocări, urmează, noi încă filmăm până în noiembrie. Avem de filmat. Bine, fanii au mai văzut că noi am postat și pe Instagram, da, și pe Facebook, pe Vlad Serial, sunt filmulețe de la filmări, a fost și un serial dincolo de Vlad, unde se vedea cam ce se întâmplă pe la filmări. Da, am înțeles că personajul tău în sezonul 2 devine un pic mai vocal, mai da, aprins. Se schimbă, este unul dintre personajele care are o schimbare foarte mare. E o altă latură a ei. A Roxanei. Mai dură, da, un pic mai dură. Ți-a fost mai ușor să joci în sezonul 2 decât în sezonul 1 sau mai greu? Mi-a fost mai, nu neapărat mai greu, doar că s-a îndepărtat mai mult Roxana de mine, Diana. Adică prin în primul sezon, Diana Sar, numele tău din buletin, era mai apropiat de personajul din primul 1. Nu, în buletin e Diana Sărăcuțu. Da, Diana Sărăcuțu. Bun, numele de actriță, Diana Sar. Era mai aproape de numele, de personajul Roxana din Vlad. Da, pe locuri, adică ea era un pic mai naivă, însă avea mai multe intenții bune. Aici mai are niște, nu intenții rele, se supără cam tare acum. Se supără cam tare sezonul ăsta. Prea Roxana, tare. Prea tare, prea tare. Hai că abia așteaptă lumea să vadă un nou sezon din Vlad. Vedem și noi imagini de la filmări. Da. Exact, Elvira de Atcu. Sunt personaje noi. Exact, au apărut Delia... oameni, actori noi în da, seria a doua. Delia, Elvira, jucată de Elvira de Atcu, este iubita lui Cezar și apare și încă un personaj, Iulia, jucată de Anda Sârbei. Este personajul feminin pe care mi-aș plăcut cel mai mult să-l joc. Dacă nu jucam pe Roxana, aș vrut să joc pe Iulia. Aici, ăsta e promo-ul nostru. Era prima zi de filmare. Acum în fotografia pe care o vedeți, era prima zi de filmare, filmam la o stație de metrou. Desigur, eram cu Vlad. Am înțeles că Diana Sar poate să fie, am văzut, și seducătoare, dar și aprigă când e nevoie. Da, da, dar ce ai văzut? La ce te referi? Data viitoare, când o să mai vii, vreau să-i dai două palme lui Ciucă, să te văd și pe partea aprigă. Mi-a fost mai greu, am avut niște exerciții când eram pe la început cu actoria, trebuia să dau și o palmă și acolo a fost mai greu. Dar trebuie să-ți asumi și lucrul ăla. Adică când dai, chiar dai pe bune. Nu chiar pe bune, dar nici măcar să nu se facă cum făceam eu. Erai timidă? Nu știu, mă, fix ziceam, gata, acum o fac, acum o fac și eram... Atât. Trebuie să fie. Și serioasă. Până când mi-a zis la un exercițiu, mai zis profesorul meu, îi dai o palmă fix când simți. Era o scenă pe care o aveam în anul întâi și la un moment dat în scena aia el mi-a dat o palmă peste fund. Și atunci m-am întors și am dat direct exact mai pe când bune. Ai simțit. Pe bune, da, exact, pe bune, pe bune. Pe Diana Sar o puteți găsi pe Instagram chiar așa, Diana Aha. Sar, și să știți da? Că este foarte activă pe Insta Story. Exact, am crescut foarte mult. Da? Foarte mult, da, acum mi-a crescut mult de tot fanbase-ul. Adică ar fi păcat să nu o urmăriți, să-i dați follow chiar așa, Diana Sar, pe Instagram, căutați-o, pune foarte multe posturi, de merge și la sala de sport, mai pui Mulțumesc. Când mergi pe bandă. Da, pun, încă merg. Merge și la sala de sport și vă arată și ce se mai întâmplă în culisele serialului Vlad. Sezonul 2, care începe în 10 zile. Exact, am filmat și aseară până la 2, filmăm în continuu.
N-aș zice că ai filmat până la 2. Ești așa, odihnită, fresh, cu zâmbetul pe buze. Îți mulțumim mult și te mai așteptăm. Mulțumesc și eu. Dăm să te pup, dăm să te iau în brațe. Te mai așteptăm cu mare drag, Diana. Voi veni cu drag să mă chemați. Eu aș vrea să-mi iau și revanșa, că știi, m-ai bătut atunci rău de tot. A, la provocare, da, da. Și aș vrea să-mi iau revanșa. Perfect, accept. Perfect, accept? Da, bun, accept. Bun, s-a notat. Haide că abia așteptăm să facem o promo, o provocare, iar Diana Țar să vină să-și ia revanșa. Mulțumim exact, mult de tot. Vreau, mulțumesc și eu. Numai bine, o zi minunată. Mulțumesc.